paralizie supranucleară progresivă. Deci este vorba de o boală somaterară. Departe și să cântăm. Gypsy Kegel. La numai eu l-am care nu are vindecare. Și are dreptul la parcare gratuită. Are de bolnav din anul 2013. Are dreptul la, eu acum am aflat că are dreptul la parcare gratuită. Așa. El este grav bolnav cu însoțitor permanent. Da. Da. Noi din anul 2013, soțul meu este cu grad de handicap la primărie. Deci el avea, nu știu ăsta ce an este, parcare, dreptul la parcare gratuită. Așa. Ce să vă spun? Ăștia de la parketing își bat joc de oameni. Deci eu, deși sunt înregistrată la primărie cu grad de handicap, așa, ei cer bani, deci nu, nu amintesc. Deci eu, soțul meu fiind bolnav la pat, eu trimit pe altcineva să-mi plătească parcarea. Acel altcineva nu-l interesează banii mei. Și ei îmi iau bani. Așa, și nici nu am știut de facilitatea asta, nu? Deci, plus și, de asta, are o incontinență. Cei de la parking v-au dat amendă pe numele lui? Da, pe numele lui. Da, pe numele lui parcarea. Nu, zice să mă duc la ei să plătesc eu în numele lui amendă, asta vor. Ca să-mi deblocheze mașina, am vorbit în dimineața asta cu ei. Așa. Și eu i-am spus că eu l-am întrebat pe soțul meu dacă vrea să plătească amenda, el mi-a dat din cap că da foarte greu, că nici nu poate, mai poate comunica deloc acum. Păi să vin aici, să-i filmați și să-i pun amenda și să vadă toată lumea bătaia de joc a oamenilor bolnavi din țara asta, că nu se mai poate așa ceva. Eu, ce se întâmplă? Și când le-a spus celor de la parking în care este situația cu soțul dumneavoastră, că... Nu-i interesează. Știți ce se întâmplă? Eu, într-adevăr, recunosc. Eu de 25 de ani de zile am această parcare. Uitați, eu dacă deschid geamul de la sufragerie, eu mașina o văd pe geam. Dacă deschid geamul din, așa, din dormitor, eu mașina o văd pe geam. Deci de 25 de zile... Dar ce v-au spus cei de la parking? Mi-au spus că nu am plătit. Nu, mi-au dat telefon și nu am răspuns. Păi nu am răspuns, că eu nu dorm noaptea și dorm ziua. Și n-am cum să răspund la telefon. Și au dat parcarea la altul. Că de ce nu m-am dus? Păi eu în fiecare an, de 25 de zile sau de când e parchet, am plătit. Deci dumneavoastră este blocată mașina acum, da? Acum este blocată, da. Și proprietarul nu poate să meargă. Păi nu poate. Așa, și, ca să mai și nu au înțeles cei de la parking? Nu. Mi-a spus să mă duc să plătesc amenda. Dar stați să vă spun altă. Să vă spun altă chestie. Eu am fost urmărită. Intenționat mi s-a luat parcarea. Mi-au spus vecine așa. Doamna Mariana, imediat cum ai plecat din parcare, așa, ți s-a luat parcarea. Iartă-mă cât peste parcare. Deci dacă ar trebui să-l duc la spital acum, nu răspunde salvarea, poate ea. Trebuie să-l duci cum l-am dus eu pe scări. Trebuie să duci la mașină. Unde-l duci? Deci mă uite mai așa.